Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Aici îmi pregătesc niște ingrediente. Îmi place când mă pregătesc să fac ceva de mâncare. Îmi scot la de mână aproximativ tot ce cred că aș avea nevoie. Mă cuș la un pic de cumpărături. Mi-am luat necesarul. Ce m-am gândit că-mi trebuie, am luat 4 morcovi. Nu cumpăr mai multe pentru că sunt aproape de magazin și doar și pe jos, în 5 minute sunt la magazin. Și vreau să fac o supă de ardei umpluți. N-am găsit numai morcovi. Ațelii n-am în congelator, nici păstârnacă, frunze de rădăcină de pătrunjel nu există aici. I-am cules câteva frunze de pătrunjel din grădină. Uitați ce frumoase sunt, le-am și spălat. Mi-am cumpărat carne tocată, nu prea găsesc aici aproape carne tocată, doar semicondimentată, ca să zic așa. 7,80 euro parcă kilogram. Mi-am cumpărat un kilogram și să vedem cât folosesc acum la ardei umpluți, pentru că nu fac nici foarte multă supă și restul o să o împart și o să o pun în congelator. Și am găsit ardei, de ce m-am și hotărât că mi-am găsit ardei micuți, nu găsesc întotdeauna și atunci eram, oricum, când am văzut că este carne tocată, eram și pe punctul să fac doar supă de perișoare. Dar pentru că am găsit ardei, atunci m-am hotărât să fac supă de ardei umpluți. Acum nu sunt ardei ca așa noștri, dar va fi o supă foarte gustoasă. Nu mai știu cât a costat asta. Asta nu știu. Știu că kilogramul la carne tocată e 7,80 € sau 90. Și a fost mai bine de un kilogram. A fost mai bine de un kilogram și a fost 7,98 €. Morcovii. Mai am nevoie de pastă de roșii și poate niște condimente. Bun. Să ne apucăm de treabă. Am încercat să îmi pun telefonul cât mai să vedeți cât mai mult, dar ce vreau să vă arăt acum că ardei ăștia nu au sâmburi. Uitați, le-am scos mijlocul afară și nu au nici măcar un sâmbure. Deci mi se pare așa de ciudat. Și să vedem și ăsta, ardeiul ăsta. Așa l-am spălat. Ia să vedem dacă se vede aici. Uitați, nici măcar un sâmbure nu are. Nici măcar un sâmbure. Uitați. Sunt foarte ciudați ardeii fără sâmburi. Nu știu cât sunt de buni. Miroase foarte bine ardei. Dar ciudați. Mi se par mie. Am pus apă la fiert. Oare cam... Cred că ăștia micuți toți o să îi fac. Ia să vedem. Și ăsta e fără niciun gram de sâmbure. Foarte interesant. Nici mijloc de ăla n-are înăuntru, e gol. Deci îi... vârful trebuie să-l tai de aici. Un pic are o defecțiune pe ea și nu-mi place cum arată.
Bun. Uite, nici un pic de miez din acela care, cum ar trebui să fie, ardeiul normal. Ciudat. Așa, și mai facem încă un ăsta, îl lăsăm la un sandwich de mâncat. Așa. Bun. Și am spălat ardeii și n-am găsit nici măcar un sâmbure amărât. Oricum nu-mi trebuiau, dar mi se pare ciudat să fie ardei fără sâmburi. Să vedem de unde provine această cultură. Dacă ne și spune pe undeva. De la Intermarché cumpărată. Zice că e Spania. Valencia, Spania. Deci nu știu exact. Ceva din... Bun. O rămas un ardei, o rămas un morcov. Mi s-a părut totuși cam 4 morcov, cam mult săpun. Am pus apă la fiert și pun prima dată morcovii. După aia pregătesc și amestecul pentru a pune în ardei. Așa, am pregătit o țelină din congelator. Am să tai și asta bucăți. Și morcovii am tăiat cuburi. Așa. Țelină. Mi-ar fi plăcut să am mai multe legume, dar nu am găsit. Nu am găsit să cumpăr. Și atunci pun ce este. Și multă dragoste. Sigur, atunci va fi foarte bună supica mea de ardei un plus. Și o ceapă. Ceapa nu o tai. O pun așa în oală. Bun. Să mă pregătesc să pun aici ingredientele. Orezul, carnea, condimentele și și un ou. Bun, am pregătit carnea, am spălat orezul bine și am să pun și orezul aici. Așa. Am să pun și un pic de frunze de pătrunjel. Bun, restul am să-l pun direct în supă. Să pun deoparte un ou. Ou puteți să nu puneți, nu-i neapărat, dar acum așa am vrut să pun, dar ou nu pun întotdeauna. Acum fiecare cum e mai la îndemână sau cum e gustul mai preferat, dar acum așa am zis că pun și ou, bun, pun sare,
Sare nu foarte multă pun eu pentru că cântăresc sarea, deci așa, în minte, cam cât ar trebui să fie pentru orez și pentru ou, pentru carnea îi sărată. Deci eu pun sare și carnea este sărată și să nu mi se facă foarte tare. În ultima vreme și chiftelele le-am făcut prea sărate, că poate că era mai bine să nu pun sare deloc. Și am zis că să fiu mai atentă la... Și chiar acum, în ultimul moment, mi-am adus aminte. Pun piper. Așa. Poate că ar ajunge. Și condimente, nu cred că mai pun ceva. Nu cred că mai pun ceva condiment acum aici. Nu, nu mai pun. Haideți să vedem cu ce amestec eu cel mai bine. Poate cu mâna aș amesteca cel mai bine. Așa. Și vorba lui mama, mă spăl după aia. Bine, glumesc. Așa. Poate o să ziceți careva că am pus prea mult orez, dar acum fiecare pune cât îi place și cât îi se pare după gust. Acum nu suntem la fel. Eu am pus cât am considerat că noi nu suntem foarte cărnoși, să zic așa, mai mâncăm carne prăjită și nu știu ce, dar când îi la o amestec cu alte legume sau cu orez, cum zic, atunci, așa, uitați ce material bun mi-au ieșit. Bun, apa fierbe deja cu morcovii și am făcut aici o cantitate de cât m-am gândit eu că ar trebui să umplu ardeii și dacă mai rămâne, atunci o să fie sub formă de perișoare. Dar și atunci nu-i neapărat nevoie de ou, cum am mai spus. Deci aia vine opțional. Ia să vedem cum e. Da. Eu zic că e suficient. Mie nu place orezul cu bobul lung, dar știu că alții asta o preferă, deci eu nu zic. Am zis că mie nu-mi place, n-am zis că nu-i bun. Și eu prefer să cumpăr orezul rotund. De obicei e mai scump aici orezul cu bob rotund, dar mai mult o prefer asta. Nu mai întrebe și să ne apucăm de umplut ardeii. Așa. Bun, am pregătit tot. Adică ce nu am încăput în inițial, cam așa fac întotdeauna, pentru că dacă mănâncă nepoții sau chiar nici copiii mei, majoritatea nu preferă ardeiul, scot doar conținutul din el și ardeiul nu-l mănâncă. Mie și la soțul ne place și atunci de obicei fac, când fac supă de ardei umpluți, fac și sub formă de perișoare. Că e important ardeiul să dea gust și altfel e supa de perișoare sau supa de ardei umpluți. Am să le pun în oală. Sper că am reușit să-mi pun telefonul unde trebuie. Ca să fiți cu mine. Așa. Bun.
Am să introduc ardei. Sper că merge. Așa. Că a fost când credeam că filmez și de fapt nu filmam. Acum, așa, îi oala de 4 litri. Am pus cam 3 litri de apă. Și sper să-mi ajungă oala, că crește cu nivelul cum pun eu ingredientele, vă dați seama. Așa. Deci focul nu prea tare, că se zdrobesc perișoarele. Așa. Bun. Acum, după ce începe să fiarbă un pic, am să adaug și pireu de roșii. Zice că îi asta. O să vedem dacă o să reușesc să-l deschid borcanul. Am reușit. Am reușit. Bun. Deja fierbe de ceva vreme. Uitați ce frumoase sunt perișoarele mele. Și ardei am gustat un pic. Mai ar trebui un pic de sare. Așa că aducem aici, să nu punem multă sare. Așa. Wow, ce bine arată! Și frunzele de pătrunjel am să le pun un pic mai târziu, când e aproape fiert, pentru că atunci rămâne gustul intens, mai intens de pătrunjel. Dacă îl pun acum, gustul tot e foarte bun, dar mie îmi place să se simtă și gustul de la frunzele de pătrunjel. Și cred că alte ingrediente n-am să pun de data asta. O las clasică și când las așa, zic că la mama acasă. Bun, punem capacul încetuc și să fiarbă. Deja fierbe de ceva vreme, a trebuit să gustăm, să vedem cum sunt și cât sunt de fierte. Ia să vedem noi. Punem o perișoară. Am mai gustat, dar nu era suficient de convingător, așa că am mai lăsat un pic. Ia să vedem noi. Se taie ușor cu lingura. Ia să vedem. Aș putea să-i pun că destul de sărată îi. Poate că mai punem acum piper. Un pic punem așa aici. Bun. Așa. Ia să vedem acum. Super bun. Dar mai pun un gram de... o grămuță de sare și aș putea să spun că va fi super gustos. Acum adăugăm și
pătrunjelul, dar n-am făcut eu bine, că nu așa se face, că mi se lipește tot de mână. Și atunci, așa cu un cuțit, e mult mai... simplu. Bun. Ne îl mai lăsăm aproximativ, eu zic că 5 minute, dar nu mai mult. Și supa mea îi perfectă. Perfectă. Bun. O să fac un pic de cartof cu ou de felul 2. Și meniul pentru astăzi este una super delicioasă. Suna soțul că urmează să apară și atunci și pune în farfurie. Ia să vedem noi cum apare aici. Întoarce un pic. Așa. Așa. Caut și morcovei. Așa. Bun. E o bunătate de nedescris. Așa. Am pus aici. Două porții de supică de ardei umpluți. Și felul 2. Am pus... să ne încadrăm aici în ecran. Uitați ce bine arată meniul meu pentru astăzi. Vă las aici cu filmarea și cu o idee pentru a mai găti. Am făcut acum cartofi pentru că mi-a rămas sos cu usturoi, maioneză cu usturoi, și se potrivește foarte bine cu cartofii. Și bineînțeles, am să feliez și din pâinea asta super bună. E făcută de ieri, dar îi ce trebuie. Îi ce trebuie. Și supă de obicei eu fac pentru câteva zile. Felul 2 fac de obicei pe moment când o și mâncăm, și pâinea tot așa, ne ajunge o pâine așa, ne ajunge cam 3-4 zile. Ne ajunge o pâine așa. La greutatea asta are aproximativ 750 de grame, după, calculez cam după câtă făină am pus. Bun, vă las aici cu această imagine. Vă doresc o seară minunată și binecuvântată. La revedere!